Cum grăbim regenerarea rănilor? Eugen, cred că acest subiect este unul foarte interesant și pentru tine, ca și chirurg. Și astăzi a venit la noi Daniela Kaminski, expertă în rețeaua de farmacie Hipocrates, care ne va vorbi despre cum să ne vindecăm atunci când ne rănim. Cred că fiecare din noi, cel puțin o dată în viață, a avut așa situație când avem o tăietură sau o rană de la uleiul, de la când gătim la aragaz și în momentul de față la ce aplicăm. Este vorba de aloe, situația clasică, și gheață. Da, doar cu gheața e rece și doare. Când eram copil, apropo, verișoarei mele le cuiam bătăturile astea la picioare cu aloe vera. Luam frunza de aloe, rupeam și... A, de mic te pregăteai, știi că o să ai de face cu rănile. Da, da. Și, Daniela, ce avem noi în cutie de la Hipocrate? Haideți să vedem. Deci observăm unele dintre remediile naturiste de care spuneam recent. Este vorba de reanimatorul Ultra Repair și reanimatorul Cryogel. Care sunt substanțele active la Cryogel? Dacă tot eram cu gheața, știi, ne legăm de ce e mai rece. Deci, haideți, dacă o să ne referim la reanimatorul Cryogel, de ce îl face anume acest product, unul dintre cele mai bune de pe piață, fiindcă ca ingrediente active are o combinație de 15 poziții și toate sunt naturistice. A, și dacă e vorba de Cryo, ar trebui să răcească? Da. Dar chiar sunt curioasă să văd dacă într-adevăr... Da. Haideți, răcește. A, ăsta este Ultra Repair-ul. Eu, dacă sfată, vreau să văd rozul, știi? Așa. Așa. E bun și asta. Da, și pentru... care este deosebirea dintre ele? Deci deosebirea este din combinația de substanțe. Păi, după cum ziceam, Cryogelul poziționăm mai mult pentru, ca un produs pentru atenuarea durerii. Produsul Ultra Repair pentru regenerarea țesuturilor. Deci totul depinde de componență. Adică în cazul Cryogelului, în compoziție avem extractul de mentă. Adică cu toții știm că menta, camfora, da, sunt ingrediente care dau senzația de răceală. Dar și atunci când o rană este foarte fierbinte, chiar da, sunt... Da, asta și este efectul de bază. Dar ce ziceam de ingredientele active de Ultra Repair, deci care este specificul, este un complex de polizaharide și sucul de aloe vera. Deci poate fi aplicat și pe față pentru întinerire? Nu aș vrea să duc în eroare acum publicul și să zic, păi uite, dacă o să aplicați Cryogelul sau... Ultra Repair-ul, o să întinerim tot așa, la moment. Deci toate aceste proceduri se fac într-o complexitate, să zicem așa. La sigur, dacă persoane, femeia, va vizita cosmetologul, la care va avea o procedură de biorevitalizare sau de lifting facial, după, dacă vom aplica gelul dat, adică noi vom spori procesul de reîntinerire. Daniela, îți mulțumim mult. Iată că Hipocrates și de data asta are soluție și cliente. Sunteți permanent cu careva soluții și remedii care duc o alternativă destul de bună remediilor băbești care sunt utilizate până ziua de astăzi. Dar nu uitați că medicina progresează, medicina evoluează. Și în cazurile când sunt careva probleme de sănătate, nu ezitați să vă adresați la doctor. Iar noi vă așteptăm la următoarea emisiune. Și până atunci, nu uitați, există mii de boli și doar o singură sănătate.